Pe vremuri când în lipsă de altceva se făcea haz de necaz, miliția era inima Partidului Comunist care bătea. A bătut doar până în anul 1989. După aceea, moștenitoarea ei de drept, poliția, a încercat nu doar să schimbe pălăria, sau mă rog, chipiul și uniforma. După 20 de ani, se poate spune că operația a reușit, fără ca pacientul să-și dea obștescul sfârșit. Așa se face că, pretutindeni, cei tineri fac legea, sau, mă rog, o aplică. Nu mică ne-a fost mirarea să găsim într-o comună nemțeană un șef de post care este student la a doua facultate. Acum are 31 de ani, dar la 24 de ani deținea recordul de tinerețe la categoria sa de muncă. Și asta nu-i totul. Agentul principal, Cristian Cocea, este redactor-șef la Foaia Vălenilor, probabil singurul ziar local din mediul rural editat de Grupul de Acțiune Comunitară. Ziarul cu pricina este distribuit gratuit în fiecare gospodărie. În anul 2008, mai exact pe data de 3 aprilie 2008, împreună cu domnul primar Ionel Stoleru, primarul Comunei Văleni, am înființat Grupul de Acțiune Comunitară Văleni, inițial axându-ne pe combaterea criminalității. Și prin acțiunile care le-am întreprins împreună cu membrii Grupului de Acțiune Comunitară, în care fac parte, pe lângă poliție, primărie, consiliul local, biserica, școala, cabinetul medical, dispensarul, punctul de acces public la informație, serviciu voluntar situație de urgență, școala și mulți agenți economici de la noi din comună sau din orașele apropiate, a reușit să facem aceste activități să fie în folosul cetățeanului, beneficiarii fiind locuitorii Comunii Văleni. Împreună cu membrii Grupului de Acțiune Comunitară Văleni am elaborat până în prezent 4 programe locale în sistem integrat. Primul este Văleni Comuna Fără Criminalitate, axat pe prevenirea și combaterea criminalității din comuna noastră. Al doilea, Educația Ta Contează, este un program în sistem integrat pe linia combaterii abandonului și absenteismului școlar. Al treilea program se intitulează Ocrutiți Natura, pe linia combaterii, pe linia protejării mediului înconjurător. Și al patrulea, care se intitulează Bunul Samaritan, pe linia întrajutorării membrilor comunității. Tot împreună cu Grupul de Acțiune Comunitară, Am înființat ziarul local, primul ziar al Comunei Văleni, intitulat Foaia Vălinilor, care a văzut lumina tiparului pe 1 decembrie 2008, președinte de onoare fiind domnul primar Ionel Stoleru, redactor șef subsemnatul, și ceilalți colegi ai mei din Grupul de Acțiune Comunitară sunt redactori în cadrul ziarului, fiecare având câte o rubrică, fiecare pe specialitatea sa. Hai să ne dați exemple de câteva rubrici ale ziarului. Vă spicuiesc, dacă îmi permiteți, direct din ziar. În primul rând, în fiecare număr, pe prima pagină este cuvântul primarului. Contribuția cea mai mare, întotdeauna spune că o are primarul într-o comunitate, din motivul că și financiar banii vin de la Consiliul Local și n-am refuzat niciodată. Deci colaborarea noastră între mine și șeful de post, domnul Cocea, a fost deosebit de bună și în acest moment la fel este. Și sperăm, dacă așa vor fi relațiile bune, să ducem comuna la un nivel cât mai bun, să nu avem probleme, să fie o înțelegere și o legătură foarte bună între noi. Lângă rubrica domnului primar este rubrica subsemnatului, care se intitulează rubrica Grupului de Acțiune Comunitară. Unde ce? În care prezint lunar activitățile care le-am făcut sau sfaturi pe linie de prevenirea criminalității către populație. Alte rubrici, rubrica PAPI, deci al punctului de acces public la informație, în care doamna manager Maria Mirabela Gripcă prezintă informații de ultimă oră în cadrul programului Economie bazată pe cunoaștere. Ce a însemnat pentru o comună înființarea acestor puncte? În primul rând, o creștere a accesului la informația digitizată. Cetățenii nu știau ce e acela calculator, internet nici nu mai spun, drept urmare, copilașii au început să vină cu profesorii la punctul nostru și în unele ore țin o lecție deschisă cu ei. Au interesul mult mai mare față de calculator. Cursuri pentru cei care doresc să învețe să lucreze cu un calculator ați făcut? Am făcut deja 2 cursuri de inițiere în utilizarea calculatorului. Câți oameni au venit să facă aceste cursuri? În jur de 40, cam puțin.
deocamdată. Sperăm să fie interesul mai mare. E un început, nu? Da, este un început, într-adevăr. Ce vârstă avea? Cuprins între 25 și 50 de ani. Și drept urmare, ei chiar și-au achiziționat un calculator după cursul organizat aici la noi. Și bănuiesc că tu te-ai ocupat să le instalezi scula acasă, nu? Da, păi prima informație trebuia să obțină de la mine, cam ce calculator trebuie să-și ia și cam ce aveau nevoie dânsii pentru la cât de mult se pricepeau la, în momentul atunci. Dar au fost mulțumiți și avansează, vin, se interesează cât mai mult și cred că o să ajungă să dezvolte mai mult de atât decât. Oricum, față de ce a fost înainte, au ajuns mult mai bine în utilizarea calculatorului. Care este contribuția noastră la ziarul local? Contribuția noastră este un articol în fiecare lună, în rubrica Economia bazată pe cunoaștere, prin care noi informăm cetățenii de serviciile PAPI. Un serviciu nou înființat este Job Club, prin care îi ajutăm cum să-și facă un CV, unde își pot găsi un loc de muncă, o scrisoare de intenție, cum să o realizeze. Facem și un parteneriat cu AJOFM în curând, prin care vrem să facem cursuri cu ei non-agricole, zidărie, coafor și brutărie. Continui cu rubrica Sfatul Medicului, în care doamna dr. Anca Bolog, care este medic specialist de medicină de familie din cadrul Cabinetului Medical de Preaza Comunei, prezintă anumite sfaturi pe linie medicală. Am scris niște articole, adică lună de lună articole medicale, cu ideea de a crește, de a crește nivelul de educație al pacienților și de a-i pune în temă vis-a-vis de riscurile care pot fi și de bolile, anumite boli care sunt mai frecvente și mai uzuale aici. Haideți să ne dați câteva exemple. De exemplu, am scris articol despre gripa porcină, despre vaccinuri în general, despre vaccinurile sezoniere care se fac și la adulți, dar și cele care se fac la copii, pentru că aici oamenii refuză să-și vaccineze copiii din anumite motive, mai mult sau mai puțin întemeiate. Și atunci am încercat să le explic și pe această cale despre necesitatea vaccinării copilului, începând de la vârsta de 2 luni și până la școală și adult fiind ulterior. Ce să vă zic, am mai scris despre bronșite, viroze, hipertensiuni, care sunt foarte frecvente iarăși.